Stimați telespectatori, Hristos a înviat, o nouă emisiune a satului Giurgiuvean, pentru că suntem în săptămâna luminată și trebuie să ne bucurăm. Astăzi m-am gândit să facem o emisiune mai ușoară, mai pentru sufletul nostru și l-am invitat în studio un muzicant vestit al județului nostru, un om al meleagurilor vlășcene, un om care practic s-a născut cu acordeonul și cu vioara și cred că va trece în eternitate cu aceste două instrumente. Este vorba despre domnul Niță Gușă, Hristos a înviat. Adevărat am viat. Cum ați petrecut Paștele? Foarte bine l-am petrecut, am și cântat. Bănuiesc că l-ați petrecut în O familie. familie, da. Cu copiii, cu... Da. Telespectatorii noștri sunt curioși să afle de când ați început să cântați. Păi, eu am cântat pe la... Aveam 8-9 ani de când cânt eu, dar nu la anunți, când am învățat. Prima dată am cântat cu vioara, după vioară a început să apară acordeoanele și ce am zis, hai să iau acordeonul că e mai cerut ca vioara, vioara e mai grea de învățat și e mai bătrână ca acordeonul. Apropo de acordeon, ce vechime are acordeonul care îl Păi are aveți? vreo 80 de ani. 80 de ani. Este aproape de vârsta dumneavoastră. Categoric. L-am luat eu de 50 și de la 5 l-am luat până în 30 tot... Spuneți-mi, proveniți dintr-o familie de De muzicanți, lăutare. de lăutari, nu? Lăutare. Tatăl dumneavoastră a cântat? Tatăl meu a cântat la vioară, frații la fel, cu vioara, cu acordeonul, altul cu țambalul. Deci, din tată în fiu, lăutăria. Am cântat cu ei, am învățat de la ei melodii. Știu că aveți o rudă la București care este profesor universitar, este profesor la Da, conservator avem la în București București, nu? un văr, Da? Mustățea Aurel. Este unchiul actualului președinte al Consiliului Județean, înțeleg, Da, nu? unchiul. Da, este profesor universitar, este Da, un da. nume în muzica Aurel Mustățea. românească. Da. Eu aș vrea să, și telespectatorii cred că așteaptă cu nerăbdare să cântați ceva pentru dumnealor și să îi bucurăm, să îi înveselim. Acum are plăcere. Deci Niță Gușă este un om care, spuneam, de viață este dedicat muzicii, provine dintr-o familie de muzicanți. Practic sunt generații care au crescut cu acest om. Numele lui a fost rostit pe buzele multor oameni din zona Giurgiului. Să vă ascultăm! Bătrân ceva să-mi cânt și știi mai bine că vin ți-i da și bani ți-i da și haina de pe mine că vin ți-i da și bani ți-i da și haina de pe mine Și n-am nici bani, nici casă. Eu sunt copil al nimănui și n-am nici bani, nici casă.
și mă întunecată, să beau, să cânt și apoi să uit că am iubit odată. Să beau, să cânt și apoi să uit că am iubit odată. Lângă plopii fără de sol, adesea-mi trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, mai cunoscut. La geamul tău ce trece, priveam atât de des. Un om întreag întregea, tu nu mai înțelegi. Ceamul tău ce trece, priveau atât de des. O lume trece, nu mai este. O zi de viață să pindă, o zi vera de ajut. O oră să-i posta mei, să ne iubim cu dor. Ascultă glasul gurii mei, ori și zor. O oră să-i posta mei, să ne iubim cu dor. Și mâine mă mire bani de un maia, se miră și cărșul mai, de unde mai plătesc bani, se miră și nebuzul, de unde mai plătesc bani, de unde mai plătesc bani. Că eu cu coasta nu cose, stau pe luprășe, de cărciumă nu lipse. Mai de cărciumă nu lipsesc, nici dator nu mă găsesc, nici dator nu mă găsesc. De dundu-dă în cârciumă la păgădă, unde bea și bun și rău. Bea săracul cu bogatul, dă să minunătos tatăl, dă să minunătos tatăl. Bea săracul cu badra, iar bogatul cu litra, iar bogatul cu litra. Dar bogatul ce zicea, băi sărace dumneata, ce beai în popida mea, ce beai în popida mea. Dar săracul că zicea, măi bogate dumneata, ce-ai cu refeneaua mea. Când ți-o-i dau cum peste gură, o să-ți vezi litra din mână, o să-ți vezi litra din mână. Dar bogatul că zicea, măi sărace dumneata, tu n-ai care perecate, nici pătule cu bucate, și sărac o să mor plate, sărac o să mor plate. Oh, oh, oh.
Stăra cu ce zicea mai bogate dumneata, fierul după carul tău. N-am să-mi brac bastorul meu, n-am să-mi brac bastorul meu. Cam bastorul plumbuie cu cinștile de argint, când mă răsucesc în vânt, sunteți bogați la pământ, sunteți bogați la pământ, sunteți bogați la pământ. Iarna grea pe merea, ce să mai mă fac cu ea? Pairii s-a împulținat, cu ce nu mai am de lea, cu ce nu mai am de lea. Pusei la vecinul Marin să-i cer o pară de fân, n-a vrut șine nici de cu. Astăvară ce-ai făcut, la umbră te-ai tolănit, tot la umbrulița deasă, cu renunța ta frumoasă, cu renunța ta frumoasă. Eu cu coasă ruginăsă, n-am cosit fânul din leasă, de mi-am făcut treaba în casă, de mi-am făcut treaba în casă. Și văzui, măi, îl luai cu asta la spinare și-apucai pe drum la vale. Și-apucai pe drum la vale și-o găsesc de mohor, să găsesc de mohor, cu mohorelul de-o palmă, să scavitele de foame, să scavitele de foame. Trăsei câteva poloade, mama la pământ mă trage. Când mă uitai pe cărare, venea mândra cu mâncare, și mâncare mea de ucea. Crește lapte urduit, nește mălaine și nu. Iar când vătărâsa în lapte, cum să mai cosești, măi frate, cum să mai cosești, măi frate. Foie verde sălcioară, la casa cu trestioară, la casa cu trestioară. Zaciu-n vâinicel de-o boală, draga mea, la casa cu trestioară. Zaciu-n vâinicel de-o boală. Urte școală, ori mai dăm și mie boală, că mie mi s-a urât, mă, perioara tot mutând, draga mea, de la umbră până la soare, să mă usuc de sudoare, că mie mi s-a urât, mă, perioara tot mutând, draga mea, de la umbră până la soare, să mă usuc de sudoare. Thank you.
face, că de la o vreme încoace, că de la o vreme încoace, negurii sani mai place, draga mea, că de la o vreme încoace, nici gurița nu-i mai place. Tu se zași pe patul mare, pe cearceap de sarbă moare, draga mea. Și se zași pe patul mic, mă, pe cearceap de boranjic, mă. Pe cearceap de boranjic, mă. C-ai pus tu numai voinic. Stimați telespectatori, cântece vechi cu numai Niță Gușă poate să le aducă în casele dumneavoastră. Spuneam că Niță Gușă este un muzicant care a dus bucuria în zeci, în sute, poate mii de case, a cântat la foarte multe evenimente din viața oamenilor din această zonă și am vrut să îl invit astăzi aici pentru a ne bucura împreună, dar în același timp pentru a înregistra aceste frumoase melodii vechi, populare, care din păcate astăzi nu prea le mai întâlnim. M-aș bucura dacă autoritatea locală din comuna dumnealui ar avea inițiativa să înregistreze un CD-ul. Poate domnul primar de la Malu, știu că este un iubitor de cultură, de muzică, poate într-o zi se va gândi să aloce o sumă în Consiliul Local pentru a imprima un CD cu acest om care a fost și este emblematic pentru localitatea de unde vine. Domnul Niță Gușă, câte cântece știți dumneavoastră? Aveți idee? Le mai știți numărul? Păi, nu prea le mai știu numărul. Nu prea le mai știu, că de atunci aveam foarte multe așa. Copiii dumneavoastră vă moștenesc în cântat? Da, moștenesc, dar deocamdată mai puține, până când ajunge la egoitate oarecare, poate revine și acolo. Aș vrea să mă întreb, credeți că astăzi tinerii din zilele noastre mai sunt atrași de muzica populară veche, de cântecele lăutărești? Ei, tinerii, ar putea să fie atrași, dar și muzicanții, în special tinerii, trebuie să fie foarte atenți, să cânte și muzică din asta, că am mai luat de la mine melodii, am mai luat de acolo, dar le neglijează și cântă numai cântece din alea cu, mă zicem, propriu-zis manele. Dă-i cu maneaua, dă-i cu maneaua. Să mai cântecează când se pierde folclorul românesc și în zadar mai cântăm. Da, cântă și el. Ați învățat în cariera dumneavoastră, ați învățat mulți tineri să cânte la acordeon, la vioară? Am învățat foarte mulți, am învățat în toate satele astea vecinate pe aici, am învățat, dar unii nu mai sunt, au plecat, alții nu s-au mai ocupat, alții cântă, la făcut formații și cântă, pe unde găsește, pe acolo, pe acolo, cântă. Sunteți de acord să mai cântăm al doilea calup? Da, suntem, cum să nu. Să vă ascultăm. Să vă trebuie. Halo, Malu, Malu.
toată ziua stau în cânt, mă doare gura strigând. Mă doare gura strigând de milioane de la pluri, mi s-a prins ea pentru. Nu fi până la locul și plăi sparge părlogul, cam puținel de grăbat și din sărbi un săr. De moda e de culcat, trină să pui la cap, și-am să te iubesc cu drag. De moda e de culcat, trină să pui la cap, trină să pui la cap, și-am să te iubesc cu drag. Ai dide și toată ziua asta un creier alergându-l pe iubit, mă. Trei perdeci se mi-a rupt alergându-l pe iubit. Iubei pete și neveste 114 și tot mei inimioara rece, copii altul și mântrece. Și-am să mă iubesc pe o șopată de potropogă. Și-am să mă iubesc pe o șopată de potropogă, să stai inima la lume. Ce văzui, mi-e rușine să vă spui, mă. Moș bătrân cu barban, vă trece pe lelea de sabă, trecea pe lelea de sabă. Zisele la tine, fugi dacile-a moș bătrân, mă. Fugi dacile-a moș bătrân, că nu-ți dau mărul din sem, că-l păstrez pentru un copil, mă. E zese moșul el sărat, lasă copilul la dracu, că copilul mai trăiește, dar moștul se prăpădește, tot la dragoste poilate, trei bordei alăturate. În ele stau trei cumlate, câte tele sunt certate, că nu le-am iubit pe toate. Și-am să fiu o dragă, să le împac grămadă în poartă, să se mie dragi odată și-am să le iubesc pe toate, să le fac un testament, fiindcă am fost băiat de ștept, fiindcă am fost băiat de ștept. Să-i găsteți, iar mai lucruri cu doi boi, măi.
și trăiesc-ai lângă deja lucruri cu doi voi. Lăsa-i voi să mai pască lângă doi tufan. Lăsa-i voi să mai pască lângă doi tufan. Și începui să dau de pluscă, mi de dragă să-i mă. Și începui să dau de pluscă, mi de dragă să-i mă. Și duce la gust măi. Vinui galben ca lămâia și duce la gust măi. Și veni dor de măria când ce pui să cânt măi. Și veni dor de măria când ce pui să cânt. Și pur și simplu scasă în cap, aproape de plâng, măi. Și-a dormit fără să vrea, ascultând la cuc, măi. Și-a dormit fără să vrea, ascultând la cuc, măi. Și m-am închinat. Mă sculai pe la sfințit și m-am închinat. C-am găsit locoara și voi înjugați. C-am găsit locoara și voi înjugați. Măriei ține de coaine și strigă la voi măi. Așa! Dar răsul ce-am țigăra de tutun de foi, mă. Și puse-i pug un căruță și plecai la sal. Și puse-i pug un căruță și plecai la sal. Și plecai cu Ana mândruță de la semănat. Și-am să-i fac o luntă mare pe la malul sat, măi. Să se mire toată lumea de acest băiat, măi. Că-a făcut o luntă mare pe la malul sat, măi. Frumos, frumos. Este cuvântul pe care pot să-l spun acum, aproape este superlativ, ce poate să facă acest om, stimați telespectatori, la 83 de ani, dacă nu greșesc, aproape 83 de ani, acest om care practic trăiește, a trăit o viață din muzică și trăiește pentru muzică. Mi-a făcut destăinuirea și mi-a spus că în viața asta pentru el totul înseamnă muzica. A primit acest har divin să încânte inimile oamenilor, să ne facă să fim mai buni în anumite momente și pentru acest lucru sigur că îi mulțumim. Mai știți la câte nunți, la câte evenimente ați participat în viața dumneavoastră? Păi nunți... Am de să știu că raietatea de... E vorba de sute, bănuiesc. Sau poate mai mult de 1000. Foarte, foarte multe. E până la 80 de ani. De raietatea de 16-17 ani, când am început, la nunți. La multe de nuntă, că se făcea nunți.
Îmbătășeală. Spuneți-mi, cum erau nunțile de altă dată? Sunt mai frumoase nunțile de acum? Nunțile de altă dată aveau un obicei foarte frumos. Să ducea cu mireasa, să gătea mireasa, să lua nașa de acasă, să gătea mireasa, punea betela acolo la nașă, să ducea la apă, venea cu apa, vărsa apa, făcea botezul cu busuiocul, acolo fugea gine, lega busuiocul la brad, punea mere în brad, făcea coronize, apoi a plecat la biserică cu brazii gătiți. Era un obicei foarte frumos, să făcea iertăciune când se termina nunta, să făcea iertăciunea cu nașii, cu părinții, să puneau la mesă așa în genunchi. Și ei se zicea, cei doi tineri coconi care i-a câștigat Dumnezeu din flori, să roagă cu capete aplecate să iertați, că începutul nu e de ei, e de Moș Adam și Baba Eva, care roagă coastă din coastă, sânge din sânge, a închegat și a întrupat, la brațele dumneavoastră i-a dat. Deci să roagă să iertați. Și să zice acolo, prima dată nu ierta. Să zice de trei ori aceste cuvinte. Tocmai la treia oare când zice lăutarul, ierta să fie, să scoală nașii, părinții, cei mai bătrâni de în jurul, la toți acolo, la ginere, și zice ierta să fie. Zice că iertăciunea asta așa au fost înainte, dat, când se ia copiii, când fuge în special, fără știrea la părinți, zice că nu trebuia, ca să nu știe părinții. Era bine să știe părinții și iertăciunea se face ca să ierte copiii, să nu mai aibă nicio suspiciune, gata, a iertat, a făcut treaba bună cu ei și de-aia se face iertăciune. Acum a venit, nu se mai face, nu se mai face bradul, nu se mai leagă busuiocul, nu se mai varge apa, acolo e toate obiceiile care au fost frumoase, foarte frumoase. Se căsătoreau înainte tinerii când se făcea hora în sat. De exemplu, la noi, la Malu, era de la primărie, de unde avem primăria, și ajungea și la Stoia Cotelea, la prăvălie. De la Domn, până la Domnul Cristache, la prăvălie, horă. După ce se împlimba la brațete cu, așa se spunea, cu gagica, tineretul atunci, cavalerul, și după aceea mergeam la horă. Mergeam horă, juca cu toții. Și după aceea, zicea lăutarii, când era aproape de Paște, la fete, la băieți, le da câte două, trei ouă acolo, ce avea, era plata. Era foarte frumos atunci. Sunteți pregătiți să mai cântați ceva pentru telespectatori? Da, aș vrea să facem și o romanță și după aceea mai facem populare. Cum vreți? De ce m-ați dus de lângă voi? De ce v-ați dus de acasă? Să fi rămas pe cior la plumb, să fi rămas la coastă. Să fi rămas pe cior la plumb, să fi rămas la coastă. Eu asta nu mai rătăceam, pe atâta căi răzlețe. Avea și dumneavoastră acum un stâmp la bătrânețe. Și avea și dumneavoastră acum un stâmp la bătrânețe. Aveați cum spune la povești despre împăratul nostru. Și avea și dumneavoastră acum ne pot să zică moșu. Avea și dumneavoastră acum ne pot să spune moșu. Așa vă treceți voi bătrâni cu slujba
ești mai prea. Laica plânge pe ceasul și-n vară mă plânge tata. Acordeon.
Sârbă calamaru. Thank you.
Stimați telespectatori, pentru că mai avem foarte puțin timp, vreau să vă spun că domnul Niță Gușă a venit și cu vioara. Așa, pe final, să ne arate și să vă arate cât de bine stăpânește acest instrument. Practic, este primul instrument la care a învățat să cânte și aș vrea să îl auzim, pentru că, spuneam, este un om care a trăit o viață din muzică și trăiește pentru muzică. Probabil, pe lumea cealaltă a fost tot muzician. Până și acordează vioara, eu vreau să vă spun că îl prețuiesc foarte mult pe acest om. L-am admirat de când eu eram copil și l-am urmărit toți acești ani. Un om de o simplitate și de o modestie extraordinar. Eu nu cred că acest om a supărat pe cineva în viața lui. Un om care a știut să respecte semenii, un om care a știut să-și respecte consătenii și pe toți cei cu care a intrat în contact. Un om care și-a educat copiii, a avut și are o familie de oameni serioși, o familie sănătoasă. Eu personal îi doresc acestui om viață lungă să ne mai cânte și să ne mai încânte sufletele. Vă ascultăm! Thank you.
caramalul. Spectatori, nu-mi rămâne decât să mă înclin în fața acestui om și să-i mulțumesc. Îi doresc multă sănătate și mulți ani de aici încoace, de aici încolo. Să aveți parte de o bătrânețe fericită, iar semenii dumneavoastră să vă prețuiască mai mult. Vă doresc multă sănătate. Mulțumesc frumos! Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. La revedere! Thank you.